Salutare, prieteni dragi și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom pregăti un super delicios cozonac umplut cu mac. Este o rețetă ușoară și este un adevărat deliciu. Deci, dragii mei, haideți să începem cu umplutura. Pentru umplutură vom pune într-o crăticioară, la încălzit, 200 ml de lapte. Vom mai adăuga 60 de grame de sirop de cocos sau zahăr normal, amestecăm și vom lăsa compoziția să ajungă la punctul de fierbere. Când a ajuns la punctul de fierbere, vom adăuga 100 grame mac și amestecăm. Vom amesteca continuu și vom lăsa să fiarbă la foc mediu până compoziția se îngroașă. După cum vedeți, compoziția s-a îngroșat, acum o vom lua de pe foc și o vom lăsa să se răcească foarte bine. Ne vom apuca de aluat. Pentru aluat vom avea nevoie de 500 de grame de făină, 5 grame sare, amestecăm, 120 de grame de zahăr, amestecăm, 25 de grame de drojdie proaspătă, 2 ouă mărime mică, o linguriță pastă de portocale sau coajă de portocale și 200 ml lapte călduț. Vom amesteca ingredientele, după care vom frământa aproximativ 5 minute. După cele 5 minute, vom adăuga 45 de grame de unt topit. Și vom continua să frământăm încă 5 minute. Aluatul nostru este gata, acum vom forma o bilă, după care această bilă o vom pune într-un bol uns cu puțin ulei. Vom acoperi bolul și vom lăsa să își dubleze volumul. Înainte să ne apucăm de treabă, vom preîncălzi cuptorul la 180 de grade Celsius, vom unge masa cu puțin ulei și vom scoate aluatul din bol. Vom întinde aluatul cu mâna, așa cum vedeți că fac eu. Iar acum vom tăia șuvițe subțiri, așa cum fac eu. Se poate tăia cu această rașchetă, cu un cuțit bine ascuțit sau cu un cuțit pentru pizza. După ce vom tăia toate șuvițele, pe cealaltă parte vom pune macul și îl vom întinde pe toată suprafața aluatului, așa cum fac eu. După care, cu mare grijă, vom rula cozonăcelul. Vom rula cu mare grijă pentru a fi cât de cât uniform. Cozonăcelul nostru este gata,
Iar acum vom avea nevoie de o tavă. Tava mea este de 25 de centimetri. Am uns-o cu ulei și am presărat puțină făină. Vom pune cozonăcelul, îl vom acoperi și vom lăsa să-și dubleze volumul. A crescut cozonăcelul nostru, acum îl vom unge cu un gălbenuș de ou. Vom decora cu zahăr perlă și vom da cozonăcelul la cuptor pentru 50 de minute la 180 de grade Celsius, dar acest lucru depinde de fiecare cuptor. Și s-a copt și cozonăcelul nostru! Uitați cât de bine arată! Acum îl vom lăsa să se răcească puțin, după care, cu mare grijă, îl vom scoate pe un grătar și îl vom lăsa să se răcească foarte bine înainte de a-l tăia. După cum ați văzut, nu este o rețetă foarte grea. Eu cred că cozonac știe să facă toată lumea. Această rețetă nu este greu de făcut și are un aspect foarte frumos. Acum voi tăia o felie să vă arăt cum arată și în interior. Este foarte pufos și delicios. Uitați cât de bine arată! Deci, dragii mei, dacă v-a plăcut rețeta, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Așa veți fi la curent cu toate rețetele mele. Vă doresc o zi bună, numai bine și mulți pupici! Pa, pa!